Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul. Pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube, toate videoclipurile, like-urile, distribuirile, comentariile, absolut tot ce se întâmplă aici este total gratuit. Uf, am obosit. <laughs> da, deci, îmi cer scuze pentru cei ce sunteți aici de mult timp. Îmi cer scuze pentru faptul că la fiecare Introducere, eu trebuie să spun acest speech, dar în continuare se întâmplă să primesc mesaje, atât pe Instagram, cât și pe Facebook Messenger, în care anumite persoane mă întreabă cât costă abonarea pe acest canal de YouTube. Da? Deci, încă o dată, mii și mii de scuze. Sinceră să fiu, nici mie nu mi-ar face plăcere să aud treaba asta la infinit, la fiecare introducere. Dar, dar. Eu acum când filmez este vineri, voi veți vedea acest videoclip ca de obicei mâine seară, sâmbătă seară și după cum am făcut o tradiție aici și a pe canal, parfumul zilei mele de astăzi, de fapt sunt două parfumuri. Astăzi port un combo, o variantă de layering sau ce vreți voi și deja ați văzut unul, da? Dintre Loyal loyalty 25 de la casa Hadlaj și Hair Fusion Paris Corner. și da îmi cer scuze că în continuare voi veți vedea reflexia ring light-ului însă vis vis de mine se construiește cu drag și spor și domnii muncitori au ajuns la același nivel ca să mă exprim așa și pur și simplu nu mai vreau să-i văd cum se uită șocați și mirați la mine că nu înțeleg ceea ce fac eu aici. Și am tras draperiile și am pus ring light-ul, da? Bun, eu astăzi port aceste două parfumuri. Despre loyalty, am făcut unboxing și primele impresii. Loyalty, ca să vă faceți o idee, ar fi, cum să spun eu, ca și cum mai face layering între <coughs> Kayali, Eden, Juicy Apple și Angel Nova, căruia, da, căreia, întregii combinații, îi adaugi ceva șofran, da? Pentru mine nu este nimic mult prea mult, slavă Domnului, a venit căldura, însă nu mă deranjează. Și i-am adăugat Hair uh, Fusion, pentru acea extra doză de um, sparkling, da? efervescență, dulceață, sub tonul acela jucăuș, da? și așa mai departe. Deci astea două, dacă le aveți, încercați să le combinați. Bun, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii dacă doriți și dacă vă face plăcere ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. Uh, Mi-am făcut un caietel special, sinceră să fiu, în care îmi tot uh, notez de zor ce m-ar tenta să te... Ce m-ar să tentez, ce m tenta să testez din uh, ceea ce văd în comentariile dumneavoastră. Bun. Și astăzi am promis top parfumuri cu mango. Da? Voi ați cerut, eu am executat. Am alături de mine 2, 4, 6, 7 parfumuri plus un ulei parfumat, dar întâi și întâi de toate nu vă pot face un top uh, la modul, locul 1, 2, 3, da, și așa mai departe din aceste 7 parfumuri. Tot ceea ce vă pot spune este că 6 dintre ele, mai precis primele 6. Sunt toate pe același loc, da? Hai să spunem locul 2, să fiu sinceră. Iar ultimul, cel de-al șaptelea, este locul 1. Este șeful suprem la Mango. Pentru mine și pentru gusturile mele. Am mai spus, mă repet, da? Suntem diferiți, fiecare percepem diferit un parfum, fiecare extragem cu totul altceva dintr-un parfum. Um, parfumurile se dezvoltă diferit de la o persoană la alta și așa mai departe, da? Nu intrăm în detalii. Ceea ce simt eu s-ar putea ca dumneavoastră să nu simțiți sau ceea ce simțiți dumneavoastră s-ar putea ca eu să nu simt într-un parfum. Bun, începem cu... Aș putea spune că este un alt fel de parfum cu mango. Um, Nu-l pot duce către zona de designer, ci mai degrabă um, profilul său olfactiv, eu personal l-aș încadra către zona de nișă cu fine, dar foarte, foarte fine atingeri middle parfumul, parfumul Parfumul vine de la Fragrance World, de fapt subdiviziune a casei Fragrance World și anume al Alham Ahlam habar n că nu am cutiile lângă mine, și se numește Royal Wood. Aceasta este sticluța, foarte fancy. Avem căpăcelul acesta aici ce vrea să ne ducă către zona de ud, da? Ud lemn. Uds. Trebișoara aceasta aici, pe ansamblu nu e Nimic uh, urțel, din contră ceva deosebit pentru mine. Bun, vă voi insera notele pe undeva pe aici ca să mergem pe repede înainte, le voi pulveriza ca de obicei. Doamne Dumnezeule, bun, acest uh, parfum are o mică povestioară în sensul că um, la două zile, dacă nu mă înșel, în prima și în a doua zi, da, atunci când am primit comanda, atunci când mi-a ajuns coletul, îl găsit pe site-ul celor de la Dubai Collection, roș 25 pentru 5% discount. Um, și în ziua în care mi-a venit comanda, în care era și acest parfum, mie mi-a lăsat senzația unui ud cu... Tente, fine, de grajdi, dacă vreți așa, da, udul acela animalic. A doua zi l-am testat din nou, tot acolo m-a dus. Treaba e că după o săptămână, da, știu, topul este cu și despre mango, însă vreau să uh, vorbim puțin și despre udul din acest parfum. Treaba e că strict, da, fix după o săptămână, eu nu mai... Resimt udul acela animalic. Udul acela animalic pur și simplu s-a transformat, dacă vreți, în udul acela fiind de tot dulceac, da? Deci nu mai este nimic desperiat, este total unisex, nu-l pot asemăna exact cum v-am spus cu absolut nimic din zona de designer, ci blending-ul. Compoziția, cum vreți dumneavoastră, notele și tot ceea ce se întâmplă aici mă duce în zona de nișă. De ce spun asta? Pentru că este un mango aici, da? Că de aceea este în top, logic. Este un mango aici fiind de tot cremos, untos, aș putea spune, dar foarte, foarte fin, da? Dar mangoul acesta, încercați să vă imaginați un mango tăiat, da? Tăiat pe din două, pus pe o farfurie. Dar mango acela cum îl serviți? Îl serviți într-o pădure, lângă un copac, mai precis, da? Și să spunem că dumneavoastră vă rezemați de trunchiul acela al copacului respectiv, iar pe partea unde sunteți dumneavoastră cu farfuriuța cu mango în mână, este un mușchi, da? mușchiul acela verde al copacului, se simte treaba asta aici, da? deci cum să vă zic eu, dacă mergeți cu, mergeți cu gândul că ar fi acel parfum tropical, categoric nu dacă nu mă înșel, acesta este singurul mango mai altfel din întreaga selecție despre care vă voi vorbi astăzi, da? Cafeaua de aici nu este în rolul principal. Ce resimt eu, ce culeg eu cel mai bine și cel mai clar de aici, este acel mango dulce, da? copt, fiind de tot cremos, dar nu dus la extrem. Deoarece vine pur și simplu um, izul acesta fiind de tot verde, lemnos, pământiu, dacă are sens, din spate da, Și echilibrează absolut uh, toată situația În opinia mea este categoric un unisex Nu prea îl văd să încline către latura feminină sau latura masculină Tot ceea ce vă pot spune este doar faptul că dacă sunteți doamne, domnișoare, și nu prea sunteți în zona uh, parfumurilor, cu izul acela fiind de tot verde, lemnos, pământiu, s-ar putea să uh, vă lase senzația că este un parfum ce înclină către latura masculină. Da? Exact cum v-am spus, cafeaua de aici este undeva în fundal. Nu este nimic în rolul principal, tot ceea ce pot culege. Um, din acest parfum, da, ceea ce îmi rămâne mie întipărit în minte, ar fi acel mango, izul acela verde lemnos pământiu și um, izul acela fiind de tot dulceag, udul acela dulceag, da? Încă o dată vă spun, după o săptămână, treaba aceea, izul acela fiind de tot animalic, a dispărut complet. Dar foarte, foarte fain. Pentru prețul plătit, categoric, nu știu, e genul acela de parfum Middle Eastern, cum să spun eu, pe picioarele sale, da? Nu este un dup pentru nimic altceva. Cel puțin din uh, ceea ce am testat eu și ceea ce cunosc eu până în momentul de față. Dacă voi ați testat Royal Wood um, și vi se pare că seamănă cu ceva, chiar sunt curioasă să-mi lăsați și mie în secțiunea comentarii. Bun. Următorul parfum. Știu, momentan nu este în stoc. Urmează să revină tot de la Dubai Collection, tot Fragrance World și vorbim de data aceasta despre Gold Fame. Bineînțeles, un parfum inspirat de uh, Fame de la Paco Rabanne. Bun. Acest Gold Fame Da, cum s-a așezat. Are și el ceva timpușor o să vă inserez pe undeva pe aici unboxingul și primele impresii. Aici avem genul acela de mango cremos cu ceva pudrat, da? De data aceasta avem un fin de tot is tropical. Și de ce spun fiind de tot is tropical? Eu una personal aș putea purta Gold Fame chiar și toamna, da? Adică Gold Fame, în opinia mea, nu este strict acel parfum de vreme caldă, eu știu de vară, sezon estival sau ce mai vreți dumneavoastră, de luat în concedii și așa mai departe. Nu! Gold Fame l-aș vedea purta și primăvara și toamna, iarna, nu știu ce să zic în momentul de față, dar mi se pare extrem, extrem de versatil. De ce spun asta? Deoarece aici avem un duo ceva tămâie, da? dar în continuare, chiar dacă el s-a mai așezat, eu resim genul acela de tămâie neaprinsă, da? un duo de tămâie neaprinsă și vanilie. Chiar dacă spun că acest parfum are tămâie neaprinsă, da? nu este, adică cel puțin mie una nu mi se pare nimic copleșitor. E drept, nu știu dacă l-aș purta pe 40 de grade, însă în serile de vară sau în diminețile acelea răcoroase de vară, cu siguranță aș întinde mâna înspre acest parfum. Nu este, este fix acel miros mainstream, da? fix acel parfum de designer. Nu este nimic deosebit la modul că nu că nu este frumos. Este foarte frumos în felul său, Însă nu este genul acela de parfum din care să culegi, eu știu, o mie și una de lucruri sau să te ducă, să te teleporteze, să te transpună în cine știe ce filme, da? Dacă uh, frățiorul său din această gamă, Pink Fame, inspirația pentru Alien Goddess, dacă acel parfum e una personal, m-aș vedea purtându-l vara, da, pe timpul zilei, cu siguranță Gold Fame m-aș vedea purtându-l seara, vara. Da? Deci dacă aveți, cum să spun eu, un buget mai restrâns, ați putea opta, în opinia mea, pentru Pink Fame ca acel parfum de zi cu zi, iar Gold Fame acel parfum de seară. Dar... Am spus că este un mango cremos, fiind de tot un tos, însă nu vă gândiți la nimic copleșitor, deoarece mango acesta este însoțit, dacă vreți, pe întreaga prezență în acest parfum de bergamotă. Are genul acela de atingere răcoritoare, dacă vreți, da? Dar foarte, foarte fain. Pentru 100 de lei, dacă nu mă înșel, fără roș, 25 chiar este ceva ce, nu știu, dacă iubiți nota de mango, puteți alege blind acest parfum, deoarece nu este izul acela sintetic. Da? Oricum, de fapt, în toată selecția mea, am mai nimerit eu la un moment dat, v-am mai spus eu un alt videoclip de inspirația de la Gloria Perfume pentru Mango Skin. Da, Acolo am întâlnit un mango mega sintetic și a plecat din viața mea că nu ne ocupăm spațiu cu parfumuri inutile. Și așa, nu mai știu pe unde o să le pun, dar asta e altă discuție. Dar, dacă sunteți acele iubitoare de mango cremos, untos, opulent, intoxicant, in your face și tot ce mai vreți dumneavoastră, cu siguranță dacă nu mă înșel, de fapt nu mai este în stoc în momentul de față. Alegerea ar trebui să fie Rogue Perfumes Mango Delicious, da? inspirat din nimeni altul decât Mango Skin. Aici, dacă nu iubești mango da? și dau un singur puf deoarece vreau să mă bucur și de restul aromelor, Doamne Dumnezeule! Bun! mămica și tăticul mangoului cremos delicios este acest parfum. Da, nimeni altul, nimeni de pe lumea asta nu întrece cremozitatea și delicioșenia, dacă vreți, mangoului din varianta rog. Extrem de realist redat, dar extrem de realist redat. Eu inițial am spus, da, sigur o să mă bucur vara de el și așa mai departe. Însă, este genul acela de aromă atât de puternică și atât de impunătoare, încât nu știu dacă îl voi putea duce la 40 de grade. Serile de vară, cu siguranță, da? Cu siguranță. Dacă sunteți genul acela de tropical girl sau, da, ceva de genul. Și dacă vă plac parfumurile cu trenă lungă, cu proiecție, cu performanțe, cu tot ce vreți, dumneavoastră cu siguranță mango delicios. Da, am zis bine. Mango delicios de la Rog este acel parfum ce vă pur și simplu vă va duce în lumina reflectoarelor. Undeva în fundal, aici este și un is de frangipani, da? Ceea ce nu face decât să amplifice toată treaba asta tropicală, tropical luxoasă totuși aș spune eu, da? are și, în dry down-ul final, cel puțin pe pielea mea, are și genul acela de mosc pufos și dulce cu care eu vă terorizez, da? Este moscul meu preferat, moscul pufos dulceag, dar combinația aceasta de mosc pufos dulceag, combinată cu combinația aceasta combinată, alăturată notei hiper, mega, ultra realiste de mango din acest parfum, pur și simplu, cel puțin în dry down-ul final, mie personal, îmi lasă senzația, um, nu știu, aș putea vizualiza o imensă vată de zahăr, un portocaliu pal, da? cu aromă de mango. Foarte, foarte fin. Cu toate, cu toate, acestea, nu vă gândiți că este genul acela de parfum, nu știu, cu aromă alimentară, dacă vreți, da? Are totuși și acel francipanii, ceva flori albe, aș spune eu, însă nu pot să pun degetul pe ceva anume, care uh, îl țin pe linia de parfum, da? Deci nu e ceva să miroși a mai pe românește. Din aceeași gamă am un ulei în două sticle. Da, pentru că eram pe sistemul nu, îmi trebuie backup, îmi trebuie backup și îmi trebuie backup și bineînțeles că mi-am luat backup. Aici am două sticluțe de la Udara London, tot Rog Perfumes, cu același miros, da? Este uleiul inspirat de mango skin, aroma lui mango skin. Cu ce se diferențiază? aceste uleiuri față de EDP în deschidere în deschidere însemnând cum să spun eu preț de un minut mango acela hiper um, realistic redat hipernatural, redat și așa mai departe are un fin de tot sub ton citric da um, are o pornire mai fresh dacă vreți așa însă după un minut două merge foarte mult, cam 90%, să spun, către uh, varianta parfumului. Diferența aceea de 10%, uh, lăsând o făcând-o de fapt uh, subtonul acesta fiind de tot citric, dar când spun citric, gândiți-vă mai degrabă la un uh, citric confiat, dacă vreți, da? Adică tot există ceva dulceag, nu este citricul acela, lămâi, portocale, gref și așa mai departe, da? Este și ceva dulceag acolo, dar foarte, foarte faine. Niște uleiuri, nu știu câte am în momentul de față, dar da, eu cel puțin sunt disperată și mai ales acum, că a venit vremea caldă, într-un final, da? Încercați, dacă sunteți doamne, domnișoare și aveți păr, lung, da, sau dacă sunteți domni și purtați părul mai lung, da, încercați pur și simplu pe um, vârfuri, da? nu la rădăcină, clar, nu la rădăcina scalpului, încercați să aplicați ulei, ulei atar, ce vreți dumneavoastră în palmă, pur și simplu tapotați de câteva ori și dați pe vârfurile părului. Sunt anumite uleiuri care în combinație cu soarele și cu vremea de afară, pur și simplu proiectează mai grav decât anumite parfumuri. Sincer, sincer, din propria experiență vă spun treaba aceasta. Da? Uleiurile, atarurile sau ce vreți dumneavoastră, vremea lor propice da? pentru a străluci și pentru a proiecta este vremea caldă. În plus de asta. Sunt ok de aplicat pe piele, dar și pe păr, da? Nu vă afectează cu absolut nimic Bun, tot din categoria inspirații pentru um, mango skin Avem, bineînțeles, Emir Paris Corner Mango Punch Frumusețea aceasta, da, o să încep uh, lăudând sticla l am și pe frățiorul său Peer Potion V-am vorbit, v-am făcut de fapt unboxing și primele impresii în acest videoclip. Doamne Dumnezeule! Bun! Dacă sunteți, cum să spun eu, acele mango lady, da? Și pur și simplu abia așteptați vremea caldă pentru a abuza de parfumuri cu și despre mango și sunteți în zona izului de mango cremos, untos, da? Eu personal, dacă ar fi să aleg strict un parfum de zi și un parfum de seară din această zonă, cu siguranță aș merge pe Mango Punch de la Emir pentru, vremea, pentru perioada zilei, iar Mango Delicios de la Rogue ar fi alegerea mea pe timpul serii, nopții și așa mai departe. Da? Merg amândouă în acea zonă, doar că acest Mango Punch... Acum este și el hiper, mega, ultra așezat, deoarece nu mai știu cât timp pare. Oricum, chiar atunci când a apărut pe site, pur și simplu am sărit pe el. Dacă la prima pulverizare ar putea să vi se pară, cum să spun eu, fiind de tot mai degrabă un de șampon cu mango, da? sau dacă la prima pulverizare, aveți impresia că nota de mango este mult, mult prea timidă? dați un pic de timp, da? Din nou ajung la aceeași poveste. Nu etichetați și nu catalogați un parfum din zona Middle Eastern, arăbească sau cum vreți dumneavoastră, de la prima pulverizare. Pentru că parfumurile Middle Eastern uh, se macerează, maturează, maturizează, oxidează sau ce vreți dumneavoastră în Timp, da? Dacă inițial am resimțit sinceră, să fiu de la prima pulverizare, am putut culege nota de mango de aici, însă era oarecum timidă. În momentul de față ai acel mango delicios, da? acel mango dulce, dar dacă uh, mango-ul din mango delicios este genul acela de mango dulce cremos. Untos, chiar, da? Mango-ul din Emir Mango Panci este acel mango dulce, dar suculent totodată, da? În momentul de față. La prima pulverizare nu a fost așa, da? Lăsați-le puțin în pace, liniștite. Dar. De ce spun eu că acesta l-aș purta vara pe timpul zilei și cu siguranță l-aș purta pe 40 de grade? Deoarece nota de mango de aici, habar n-am în momentul de față notele, însă, mie îmi lasă senzația că este un mango sprijinit, dacă vreți, de o portocală roșie, zemoasă, cărnoasă. Da? Are izul acela fiind de tot um, citric, răcoritor, dar suculent totodată. Este categoric un favorit pentru mine. Pot resimți, undeva în fundal și un duo vanilie gardenie cremoasă, da? Nu genul acela de uh, gardenie gardenie cremoasă, da? Nu știu ce am vrut să zic. Dar, încă o dată, dacă iubiți nota de mango în parfumuri, cu siguranță uh, este genul acela de parfum easy rich, da? Uh, foarte, foarte versatil, nimic complicat nu este ceva, chiar dacă este inspirat din mango skin, este foarte ușor de purtat, ca să mă exprim așa, da? Nu este dulcele acela lipicios copleșitor, da? Pentru multe dintre dumneavoastră s-ar putea, de exemplu, ca o paralelă, ca mango delicios de la rog să fie mult prea mult, da? Să fie copleșitor. Ei bine, dacă aveți mango delicios de la rog și vi se pare mult prea mult, Achiziționați Mango și de la Emir, da? Același ADN, dar mult mai ușor de plăcut, da? Mult mai versatil, dacă vreți. Îmi cer scuze, o secundă. Bun. Și acum. Ultimele trei, dar, încă o dată, mă repet, nu înseamnă podiumul, da? Podiumul uh, este alcătuit din locul 2. Primele șase, primul loc, ultimul parfum, da? Bun, vom vorbi acum, voi vorbi acum, despre un parfum de la o casă nouă pentru mine, da? Pentru mine, deoarece dețin doar două parfumuri de la această casă. Vorbim de casa Riff's și anume Gemini. Și da, da, Gemini este o... Superbitate, înainte și înainte de toate știu că notele acestui parfum sunt foarte greu de găsit spre de negăsit, da? Pur și simplu am văzut uh, un videoclip pe YouTube sau două, oricum cineva din afară, care spunea că acest parfum este o inspirație pentru God of Fire. Văzând eu și ambalajul și cutiuța în care vine el, da, cutiuța te duce cu gândul oarecum către God of Fire. Însă, am găsit pe un singur site notele pentru acest parfum și erau cu totul altă mâncare de pește, da. M-ar fi dus cu gândul mai degrabă către un pur oriental, dacă vreți. Dar, dar. Frumusețea aceasta s-a și așezat între timp. Are performanțe foarte bune chiar pentru prețul plătit. L-am văzut pe un site 99 de lei și pe alte site-uri 120, maxim, maxim, prin absurd 130 de lei pentru 100 de mililitri. Dar ca de obicei o să încerc să o să încerc. O să vă las în bara de descrieri linkuri pentru fiecare din parfumurile despre care v-am vorbit azi. Ei bine, Gemini mi-a plăcut. De la primul nas. Uh, V-am și vorbit despre el în acest videoclip, însă, în momentul de față, acest Gemini a prins puteri, da? Și avem aici acel Mango Copt dulce, dar, din nou, nu este acel dulce copleșitor, da? Uh, nu știu de ce. Nota de Mango din acest parfum m-ar duce mai degrabă cu gândul adică mai repede aș putea vizualiza o băutură, dacă vreți, din mango, da? Nu este mango-ul acela cremos, suntos, care mă face să vizualizez fructul în sine, da? Pur și simplu, combinația aceasta mă face să văd un cocktail non-alcoolic, dacă vreți, cu mango, lămâie și ghimbir. Dacă nu iubiți nota de ghimbir, în parfumuri, s-ar putea să fie prea mult. Însă este divin, da? Gândiți-vă că uh, ghimbirul și lămâia, cel puțin în opinia mea și după mintea mea și capul meu, îi conferă mangoului de aici um, chestia aceea de un pic spicy, fin picant, dacă vreți, da, dar fresh totodată, da? Un picant fresh dacă vreți și cred că tocmai datorită acestor două note, mango de aici nu pică în latura aceea cremoasă, untoasă, copleșitoare și așa mai departe. Este foarte, foarte fain. Am testat o singură dată God of Fire, dar eu sunt mult mai leșinată între ghilimele de cu totul alt parfum de la acea casă, urmează să vorbim și despre acela, însă aș putea spune că da, un 80% sunt acolo, sunt din acel film, da? Și atâta timp cât eu oricum nu prea sunt mare iubitoare de ADN original, da, parfumul în sine, God of Fire, această inspirație este mai mult decât perfectă. Mai mult decât perfectă. Și încă o dată mă repet, da, cu siguranță datorită uh, duo de uh, piperie, să zic, ghimbir și uh, lămâie din acest parfum, pentru că eu în cel puțin asta pot uh, culege, da? Îl văd mega ușor de purtat chiar și la 40 de grade, da? Are cevaul acela în el foarte răcoritor. Dar încă o dată, chiar dacă el vine în această sticluță și eu vă spun că are cevaul acela foarte răcoritor, nu mergeți către zona parfumurilor fresh, blue, albastre și așa mai departe, da? Este feminin, este girly, este vesel, este fata aceea pe plajă, este tot ce vreți dumneavoastră. Foarte fain! Un blind foarte reușit și cu ocazia asta cred că ar trebui să testezi și... Um, Celălalt parfum, Montal Absolut sau ceva de genul, de la Casa Rips. Pentru că, încă o dată vă spun, în momentul de față are performanțe mult mai mari. Da? Mult mai mari față de ceea ce v-am spus eu în acest videoclip. Penultimul, video, videoclip, penultimul parfum, nu voi pune uh, accent foarte mare pe el deoarece aveți deja pe canal recenzia sa. Vorbim despre Ajaib Dubai Portrait de la Latafa. Da? Sticluța aceea ciudățică sau cum am mai auzit eu la cineva, zici că e o sticlă pe care a furat-o câinele și s-a <laughs> jucat cu ea. Bun, v-am spus, dar totuși să mă repet două, trei cuvinte în caz că nu ați văzut ultimul, dacă nu mă șel, da, ultimul videoclip. Aveți mango aici, dar este genul acela de mango 80% copt, 20% verde, dacă doriți, căruia sau pe care îl savurați într-o pădure după ce a plouat și după ce ați rupt o creangă udă, umedă, da? dintr-un pom. Cam asta îmi dă mie. Mango semicopt cu acord de lemn peste care a plouat și pe care l-ai rupt. Da? În continuare, nici măcar la atomizor, cu siguranță eu nu, nu, simt acel ud aici. Da? Nu simt udul de aici. Pe ansamblu este un parfum frumos, nu pot să spun, vai de mine, e urât, e horror, nu l-aș purta pentru că, da, se vede cât l-am purtat. Însă, din nou, hype-ul care s-a creat în jurul său, dacă vreți acea inspirație pentru mango kiss, nu este acest parfum. Da? Nu este. Mai degrabă, exact cum v-am spus și în videoclipul despre care, în videoclipul în care v-am făcut recenzia sa, mai degrabă este o combinație între mango kiss, ADN-ul de mango kiss și ADN-ul de mango skin. Da? Nu este pur de acolo. Are, are totuși un 80% înclinație către mangochis. Dar da. Și treaba asta, izul acela fiind de tot lemnos, l-ar putea sau ar putea da senzația de parfum unisex, dacă vreți. Da? Dar nu l-am pufăit pe soțul meu să văd cum se comportă pe pielea unui bărbat, dar vedem în caz că mă apuc să-l parfumez, revin cu păreri. Bun, am ajuns la ultimul parfum, în speță locul întâi și șeful la mango pentru mine. Da? Și nu știu, suntem în data de 31, vedem ar putea ca la jumătatea lunii viitoare să-mi iau și backup pentru acest parfum, deoarece, da, se numește Tropical Kiss, vine de la French Avenue, da, subdiviziune, sub-brand, cum vreți dumneavoastră, al casei Fragrance World. Acesta este ambalajul minunat, da, mie îmi place maxim, nu mi se pare nimic prea mult, nu mi se pare nimic. Chici? Nu. Este ok cu totul. E, um, am uitat eu să vă spun și pe aici aveți niște pietricele. V-am făcut unboxing-ul și primele impresii în acest videoclip. Iar pe nenea trebuie să-l dau pe piele, că altfel uh, nu se poate. Doamne Dumnezeule! Deci nu ai cum cu acest parfum. Da, Pur și simplu este cea mai uh, scumpă aromă de mango, cel mai luxos mango, ce vreți dumneavoastră, da? Niciunul din cele despre care v-am vorbit, pentru mine și încă o dată spun, da? Pentru gusturile mele, asta nu înseamnă că, vai de mine, trebuie să fie valabil și pentru dumneavoastră. Poate dumneavoastră, nu știu, vă place mango punch, dau un exemplu, da? Dar pentru mine și pentru ceea ce prefer eu într-un parfum și în parfumerie, Tropical Kiss este șeful suprem, da? Deci nu există, nu! Acest parfum înseamnă um, o vacanță tropicală la, în Madagascar, în Bora Bora, da? Fructe coapte în soare, mango copt în soare. Uh, cele mai exclusiviste locații, cele mai exclusiviste uh, plaje și jet, uh, jet, privat la scară. Da? Deci nu, nu ai cum, nu ai cum. Pur și simplu țipă avară pentru mine, din nou, s-ar putea totul să fie o idee ca mult pentru dumneavoastră, doamnelor și domnișoarelor și mă adresez dumneavoastră deoarece, în opinia mea, 80% înclină în latura feminină. Pe acesta a pus mâna și soțul meu, că m-a tot văzut câteva zile la rând în care mă tot jucam eu, pentru că v-am mai spus eu un alt videoclip, chiar dacă eu pe grupul meu de Facebook Frec Family sau pe Instagram sau aici când filmez vă prezint un anumit SOTD la mine, indiferent că e vară sau iarnă sau așa mai departe, bine, vara am chiar două, da? Dușuri, de dușuri mă refer. De dușuri vorbesc. Am dușul acela de după amiază, da? În care îmi dau jos sotedeul de dimineață și mă joc cu alte parfumuri. Dar a pus mâna și soțul meu pe el și culmea miroase demențial. Deci treaba asta miroase demențial pe un bărbat. Nu am idee sinceră să fiu, dar mă uit imediat că am telefonul la încărcat. Nu știu cum îl, cum îl listează cei de la Dubai Collection, chiar sunt curioasă de aceea mă uit fix acum, pentru că, în opinia mea, este un parfum unisex. Dar, când spun un parfum unisex, asta nu înseamnă, domnilor, că, eu știu, să vă aruncați între ghilimele, să cumpărați sticla full size, da? încercați să îl testați. Pentru că dacă nu sunteți în zona parfumurilor cu iz tropical sau cu... Da, ei listează de damo, Dar, încă o dată, pe pielea soțului meu miroase demențial și culmea și lui i-a plăcut, da? Iar soțul meu nu este genul acela de bărbat ahtiat după parfumuri fructate sau cu atât mai puțin după mango. Dar culmea, pe pielea lui, mango-ul de aici este oarecum mai verde, dacă vreți, și mai lemnos. Da? Dă super, super bine. Super bine. Da? Oricum, originalul din care este inspirat acest parfum, Mango Kiss, este un parfum total unisex. Da? Total unisex o să dacă chiar, trebuie să le scriu celor de la Dubai Collection să modifice acolo că e unisex. Bun. Cum este mango de aici? Mango de aici este 80% copt. Dar mi se pare că mai zis treaba Asta 80% copt, 20% verde. Verde la ce înseamnă? Nu înseamnă, cum este Royal Wood, de exemplu, mușchiul acela verde de copac. Nu, nu pot spune că resim treaba aceasta în Tropical Kiss. Este mai degrabă, dacă vreți, tulpina unei flori de mușețel. De ce spun asta? Ei listează nota de mușețel. Însă, ceea ce percep eu aici nu mă duce cu gândul Adică, nu pot spune că e ca și cum miros un buchețel de mușețel și mă refer strict la partea florală, da? Mai degrabă, aș putea spune că eu asta resimt, da? Partea aceea verde, tulpina și frunzulițele de mușețel, da? Asta resimt nici de cum partea florală, dacă vreți. Dar, dar, este extrem și când spun extrem, cel puțin acum de când s-a mai așezat, chiar dacă eu am tot abuzat de el. Oricum s-a mai intensificat culmea, da, chiar dacă nu l-am lăsat cu minte cu minte. Este 95% și când spun 95%, o spun în ideea de a nu reîncepe un alt război cum că precum că Domne, clona nu are cum să fie 100% ca originalul. E drept, nu cred că sunt aceleași ingrediente, dar cu toate acestea nu au scos nimic sintetic aici. Da? Este extrem, extrem, extrem de apropiat. Extrem de apropiat. Da? Și pentru mine, una cel puțin la cât iubesc acest ADN, v-am mai spus eu un alt videoclip. Originalul stă pe mine undeva la. Prin absurd 5 ore, da? Prin absurd, prin cel mai mare absurd. Că de obicei cam 4 ore. Dar um, nu, pur și simplu Tropical Kiss m-a făcut să stau cu minte și îmi înlocuiește cu succes acel ADN, da? Are și tenta aceea lemnoasă. Dar, dacă... Unde ești, tati? Aici. Dacă Ajaib Dubai Portrait are acel lemn plouat, proaspăt, rupt, da? Ei bine, Tropical Kiss este un lemn, dar cum să spun eu, genul acela de lemn finisat, dacă vreți, da? Este ca și cum pur și simplu stai la o măsuță de lemn, pe un scaun de lemn, da? Din lemn și îți savurezi un cocktail non-alcoolic, bineînțeles, cu mango, da? Mai e o chestie aici izul acela uh, verde da, tenta aceea verde pe mine mă duce cu gândul la câteva firicele de coajă de lime rasă dacă vreți, da? Are și o parte cremoasă E ceva cremos în fundal acolo dat de nuca de cocos. Dar când spun nuca de cocos, um, nu vă gândiți la genul de um, is de nucă de cocos, de exemplu cum este în Caedal Fursan Unlimited de la Latafa. Nuca de cocos din Tropical kiss este mult mai domolită și mult mai natural redată. Dar, genul acela de nucă de cocos cremoasă fiind de tot pudrată, dacă vreți. Da? Și chiar dacă spun fiind de tot pudrată, în continuare vă reamintesc faptul că pe soțul meu miroase demențial. Deci nu vă feriți să-l testați măcar. Da? Insist. Dar foarte fain. Foarte, foarte fain. Știu că este pentru multe persoane o idee mai scumpuț, da? 220 de lei, dacă nu mă înșel, fără roș 25, însă credeți-mă că miroase mult mai scump, exagerat de scump, da? Pentru mine, tocmai din această cauză, este și pe locul întâi, da? Nici măcar cu uh, la detronat până și pe mango delicios de la rog. E drept, sunt uh, categorii, sunt profiluri olfactive diferite, da? Total, total diferite. Dar l-am luat ca o paralelă, în ideea că acestea de la Rogue erau 245, dacă nu mă înșel eu, da? Și veneau și în 75-80 de mililitri, pe când Tropical Kiss 220 de lei 100 de mililitri. Dar merită. Deci merită, nu știu, dacă ar fi, cu toate că multă lume îmi scrie și în privat, și îmi scrie și în comentarii aici. Vă rog din suflet, adică nici nu știu cum să formulez să nu mă înțelegeți greșit. Nu sunt figurantă. Ați văzut comunic, vorbesc în privat, pe Insta, pe Mes și așa mai departe, pe grupul meu de Facebook. Însă mi este foarte, foarte greu, da, să răspund unor întrebări de genul recomandă-mi un parfum. Da, nu pot deci nu pot, pentru că nu am de unde să știu, nu știu, ce vi se potrivește, ce vă place, ce nu vă place. Tocmai de aceea spun în permanență, testați. Testați și testați și testați. Pentru că, de exemplu, mie îmi place de numai pot tropical kiss, da? sunt pur și simplu fiartă pe el, de aceea e pe locul întâi, din nou mă repet. Dar poate pe dumneavoastră, nu știu, miroasea nu știu ce, da? Nu rezonați, nu toți avem același simț olfactiv nu toți culegem același lucru dintr-un parfum, nu pe toți parfumurile se dezvoltă identic. Da? Nu am cum să recomand, recomandă-mi un parfum. Chiar nu știu ce să răspund la așa ceva, pe bune. Adică și încă o dată, vreau să înțelegeți fix ceea ce spun eu acum, da? Nu este la modul că, pa, ia uite și pe asta, a crescut un pic și gata, a început cu figurile. Nu e vorba de nicio figură, da? Nici înainte, și înainte când eram mai mică, dacă vreți, nu că acum aș fi eu cine știe cine, la fel, când dădeam de această întrebare, eram da, pur și simplu, <laughs> pentru că nu ai cum să răspunzi la așa ceva. Trebuie să testezi. Bun, 50 de minute, că de ce nu? Dar am avut și deraieri și derapaje și așa mai departe. Dacă ați rămas alături de mine până la final, Vă mulțumesc din suflet! Sper că v-a fost pe plac selecția mea, dar știu, mai, mai, există și Iara Tuz, parcă, da? Sunt mai multe parfumuri cu mango. Am testat la o insuliță acel Iara, dar nu e în zona mea, da? Nu, adică știu că sunt multe iubitoare ale acelui parfum și nu vreau să jignesc pe nimeni pe mine nu e ceea ce trebuie, da? Ca să fiu mai elegantă și mai, da? Prefer mult mai mult, cu toate că nu este vorba de aceeași mâncare de pește, prefer mult mai mult gold fame, da? Bun. Dacă ați rămas cu mine până acum, vă mulțumesc din suflet. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. Și de asemenea, dacă aveți vreunul din parfumurile despre care v-am vorbit astăzi, lăsați-mi și mie experiența dumneavoastră cu ele. Scrieți-mi și mie ce simțiți, ce nu, ce nu resimțiți, da, și așa mai departe. Și de altfel tare, sunt curioasă care este topul dumneavoastră personal în ceea ce privește parfumurile cu mango. Vă mulțumesc din suflet. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare vă doresc zile minunate și parfumate. V-am pupat! Zvonena Legra!